Bună seara, bună seara și bine ați venit, dragi oaspeți, stimați invitați, dragi prieteni. Am onoarea în seara asta să fiu gazda dumneavoastră la unul din cele mai frumoase spectacole de tradiție, spectacolul din mai al Filarmonicii Moldova din Iași, eveniment organizat împreună cu Primăria Vaslui, cu Consiliul Local și, bineînțeles, cu Clubul Rotary. Mă numesc Traian Irimia, sunt președintele în exercițiu al Clubului Rotary, de asta am așa niște colane. Suntem, de fapt, niște exponenți ai comunității vasluiene, reprezentăm această comunitate vasluiană și pentru că acest eveniment de excepție și-a găsit o locație extraordinară în Parcul Copou, care este reprezentativ pentru orașul nostru, dați-mi voie să vă prezint în același timp faptul că clubul nostru, clubul dumneavoastră, Rotary, beneficiază sau folosește acest prilej ca să premiem copiii noștri pentru rezultatele extraordinare pe care le-au avut la olimpiadele școlare, să încurajăm, să sprijinim și să premiem excelența, care este unul din motivațiile existenței Clubului Rotary Vaslui. Dar pentru că am vorbit foarte mult despre Clubul Rotary Vaslui, vă rog să îmi dați voie să vă prezint pe cel fără de care această manifestare n-ar putea să aibă loc, reprezentantul dumneavoastră și al nostru, gospodarul numărul 1, primarul municipiului Vaslui, domnul inginer Vasile Pavel. Sărut mâna, bună seara, vă spun tuturor dragi vasluieni, prezenți astăzi aici, în Parcul Copou. Permiteți-mi să mulțumesc celor care, iată și în acest an, vin aici pentru a ne încânta, și anume Filarmonica Moldova din Iași și corul Gavril Muzicescu, cărora le mulțumim pentru această seară care, sunt convins, o va oferi. Și nu pot să-l uit pe domnul director, prietenul nostru drag, Bujor Prelipcean. Să-i aplaudăm pentru început pe cei care sunt aici, oaspeții noștri, în această seară. Dragi vasluieni, Primăria Vaslui, Consiliul Local, încearcă să vă încânte, încearcă să vă ofere duminică de duminică și ori de câte ori avem prilejul anumite spectacole. Dar din toate aceste activități, parcă apare frumos acest spectacol al Filarmonicii, ca un regal al muzicii clasice, ca un moment deosebit pentru noi în această locație. Eu sper ca și în această seară, ca și dumneavoastră, și suntem convinși de acest lucru, că va fi ceva deosebit. În același timp, partenerii noștri pentru acest spectacol este Clubul Rotary. Club care premiază, așa cum spunea, excelența. Permiteți-mi ca de aici, de la această tribună, să-i felicit pe toți elevii vasluieni, cadrele didactice, care pe parcursul anului 2014-2015 au obținut rezultate deosebite. Și spun acest lucru în condițiile în care în acest an învățământul vasluian a obținut cele mai frumoase rezultate. Îi felicit pe toți și suntem alături de ei. Nu pot decât să vă spun vizionare plăcută, să avem împreună o seară minunată,
Și cu aceste gânduri sunt alături de dumneavoastră, sunt alături de invitații noștri. Vă mulțumesc și audiție plăcută în continuare. Vă rog să-mi permiteți în același context să invit prietenul nostru cel drag, membru de onoare al Clubului Rotary, prietenul dumneavoastră, cel care, prin al cărui efort s-au făcut aceste nemaipomenite spectacole, care acum, din câte am înțeles, sunt la 11-a ediție și a devenit tradiție în orașul nostru. Permiteți-mi să-l invit pe scenă pe directorul Filarmonicii Moldova din Iași, domnul profesor, doctor, profesor universitar, doctor Bujor Prelipcea. Bună seara, iubiți prieteni, prieteni ai muzicii, prieteni ai Filarmonice Moldova din Iași și prietenii mei personali. Nu vă întrebați oare de ce după atâtea zile de ploaie, tocmai astăzi este cer senin, este soare, soare și în inimile dumneavoastră și în inimile noastre. Se pare că Dumnezeu dă celor care fac lucruri și fapte frumoase și prin asta cred eu că primim o frumoasă binecuvântare și noi și dumneavoastră, cei care sunteți astăzi în acest minunat parc Copou, care zic eu că bate de la distanță Copoul nostru, care are doar parfumul teilor, care n-au fost tăiați încă, și parfumul marelui nostru Eminescu. Vin cu aceste gânduri la dumneavoastră, nu ca să vă fac să zâmbiți, vă vorbesc pentru a 11-a oară. Este un speech care nu mi l-am pregătit, eu de fiecare dată sunt vestit pentru faptul că sunt extrem de spontan și răspund tuturor întrebărilor cam după 15 minute de gândire. Vă mărturisesc că mă simt emoționat și îl salut cu toată dragostea pe președintele clubului, domnul Traian Teodor, Traian Ieremia, pardon, să-ți dau un miel la Paște. Pentru că sunt membru de onoare aici de foarte mulți ani de zile, adică exact de când s-a înființat acest club care face cinste vasluiului României. Să-l salut pe prietenul nostru de o viață, pe domnul primar Vasile Pavel, și să salut și pe domnul asistent de guvernator Vasile Popa, care așteaptă și el cuvântul cu minte de jos și sunt sigur că așteaptă să vă spună lucruri frumoase. Vreau să vă spun însă, colectivul Filarmonicii prin mine vă transmite toată dragostea și vă mărturisesc că rar mi-a fost dat să văd o bucurie mai mare a celor care vin aici în această sâmbătă, când ar putea fiecare să facă orice doriți dumneavoastră, este o sâmbătă liberă, se leagă de o duminică, se leagă de luni care sărbătorim Rusalile. Noi vom cânta, din păcate, că e ziua copilului și avem foarte mulți copii acolo care așteaptă concertul nostru, dar o să luăm ziua asta altă dată, liberă. Deci, din punctul meu de vedere, cred eu că venirea noastră aici vă arată clar de tot nu numai faptul că vrem să vă oferim un concert de excepție, ci vă arată întâi de toate dragostea noastră. Vă iubesc, vă iubim și cred eu că cel mai frumos lucru îl voi face în momentul când voi ieși la pensie, și nu e departe acest moment, să-mi schimb buletinul de Iași și să rog pe domnul primar să-mi facă un buletin de vasului. Vă mulțumesc din suflet! Și acum, ca să nu dureze prea mult aceste speech-uri, vă rog să-mi permite să-l invit în scenă pe reprezentantul districtului Rotary 2241 România, Republica Moldova, asistentul guvernatorului pentru Moldova, domnul Vasile Popa. Stimați și distinși vasluieni și invitați, vă rog să-mi permiteți pentru început să vă transmit un respectuos salut din partea guvernatorului districtului 2241
România, Republica Moldova, care știe că vasluienii au fost și sunt mereu aproape de tot ceea ce face minunat, frumos și plăcut mișcarea rotariană și Clubul Rotary Vaslui. Aș vrea să vă spun că în fiecare an, guvernatorul unui district Rotary alege tema sau sloganul acelui an rotarian. Anul rotarian 2014-2015 are ca slogan Light Up Rotary. Rotary aprinde lumina sau lumină prin Rotary. Aceasta a fost stabilită de către președintele lui Rotary International, un american de origine chineză, Gary Huang, care este un adept al lui Confucius, care Confucius spunea că decât să stăm în întuneric și să așteptăm să treacă întunericul, mai bine aprindem o lumânare. Astăzi, aici, toți organizatorii, Clubul Rotary, primăria și ceilalți care ne-au ajutat, nu facem decât să aducem o mică lumină în plus pentru comunitatea vasluiană, pentru toți dragii noștri vasluieni. Vă mulțumim încă o dată că participați cu generozitate la toate acțiunile noastre și acum aici la o nouă gală a premiilor Rotary Vaslui. Alese mulțumiri și respectoase mulțumiri artiștilor care întotdeauna ne-au înțeles, distinsului nostru prieten, membru de onoare a clubului, profesor universitar Bujor Prelipcean, prietenul nostru dintotdeauna, precum și tuturor celor care ne-au ajutat la realizarea acestui moment. Vă asigur că va fi un regal de bun gust și de mare calitate. Vizionare plăcută și să ne vedem oricând la noi acțiuni frumoase ale rotarienilor vasluieni. Vă mulțumim pentru generozitatea dumneavoastră! Mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Popa, pentru aceste minunate cuvinte, dar n-aș vrea, plecând de pe scenă, să nu vă anunț că acest concert are ceva deosebit în componența lui. Și salut pentru prima oară aici la dumneavoastră, după părerea mea, cel mai tânăr și mai mare dirijor care l-are România în acest moment, pe maestru Tiberiu Soare. Și vreau să vă spun că sunt absolut încântat și fericit și îi mulțumesc personal în fața dumneavoastră că a acceptat invitația de a conduce acest concert care și pentru noi și pentru dumneavoastră va rămâne memorabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc distinșilor oaspeți și vorbitori pentru că vorbele au durat și așa prea mult și pentru că e timpul să lăsăm muzica să cânte, vă mai cer un minut. Pentru prefectul județului Vaslui, pentru domnul Andrei Puică, care vrea să vă transmită un mesaj și e și normal, vă rog, domnul prefect. Bună seara! Aș vrea să mulțumesc de invitație domnului președinte Traian Irimia, președintele Clubului Rotary Vaslui. Aș vrea să transmit un mesaj din partea Clubului Lions Vaslui. E într-adevăr un moment unic, e într-adevăr un moment de care ne bucurăm o dată la un an și văd că locurile s-au ocupat până în spate. Felicitări și succes! Mulțumesc! Și acum, după cum am spus, este timpul să pronunțe artiștii. O invităm în scenă pe doamna Anca Ciobanu. Mulțumesc tare mult pentru răbdarea voastră. Doamnelor și domnilor, bună seara! Continuând seria concertelor eveniment organizate de Clubul Rotary și Filarmonica Moldova Iași, astăzi vă invităm la un concert plin de energie, plin de strălucire,
Un concert cu pagini bine cunoscute din opere celebre, îmbinate cu dansuri simfonice. Vă asigur că veți avea o parte de o experiență de neuitat și pentru că maestrul Tiberiu Soare, un nume de mare rezonanță, care ar putea mai degrabă să ne spună unde nu a dirijat decât unde a dirijat, a acceptat cu generozitate să conducă acest concert al Filarmonicii Moldova din Iași. Trebuie să vă spun că Tiberiu Soare a studiat la clasa maestrului Horia Andreescu la Universitatea Națională de Muzică din București, iar activitatea muzicală ca dirijor și-o desfășoară încă din 1999, lucrând alături de orchestrele a numeroase filarmonici și teatre de opere din țară și participând la turnee în toată lumea. Începem programul din această seară cu Mozart, genialul Amadeus, un artist al superlativelor, despre care se spunea adesea că își compunea partiturile cu o naturalețe și o rapiditate care nu puteau fi justificate decât printr-o inspirație artistică cu adevărat divină. Muzicianul care în 35 de ani de viață a compus peste 600 de lucrări. Din opera Nunta lui Figaro, considerată de alți mari compozitori o capodoperă a perfecțiunii muzicale, vom asculta uvertura, acea parte instrumentală ce precede spectacolul de teatru muzical. Din Austria vom merge apoi în Franța, unde îl întâlnim pe Georges Bizet cu celebrele numere din opera Carmen, numere cu sonorități spaniole. Aragoneza, dans din Aragon, o regiune a Spaniei, Habanera, cea mai faimoasă arie a operei Carmen, dans boem și cântecul Toreadorului. În fața dumneavoastră aveți Orchestra Simfonică a Filarmonicii Moldova din Iași, seara muzicală dirijată de maestru Tiberiu Soare. Audiție plăcută! Thank you.
Thank you.
Stimați iubitori de muzică, în următoarele minute, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Moldova, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, vă vor încânta cu o pagină splendidă din creația compozitorului austriac Franz von Suppé, uvertura la opereta frumoasa Galatea, iar apoi din opera Cavaleria Rusticană a compozitorului italian Pietro Mascagni, Intermezzo-ul, devenit celebru prin melodica de mare inspirație. Audiție plăcută!
Din Italia mergem acum în Germania ca să ascultăm un dans maghiar. Johannes Brahms, dans ungar. Dansurile populare care au fost preluate de compozitor sunt reprezentative pentru sufletul unui popor, pentru temperamentul acelui popor și o să vedeți că Johannes Brahms a surprins foarte bine temperamentul maghiarilor, care sunt fie înfocați, fie înnebuniți de ritm și joc, fie melancolici. Ajungem apoi în Cehia și ascultăm un dans slav de Antonin Dvorak. Dansurile slave au fost inițial scrise pentru pian la patru mâini, fiind inspirate de dansurile ungare de Brahms. La cererea editorului său, Dvorak le-a orchestrat. Încheiem acest calup muzical cu unul dintre cele mai inspirate și mai fermecătoare valsuri din creația lui Johann Strauss, fiul. Compus în ultimul moment pentru o festivitate ce avea drept scop strângerea de fonduri pentru construirea unor spitale, valsul intitulat sugestiv Bomboane vieneze îmbină parfumul valsului austriac cu flerul parizian. Așadar, să ascultăm un dans ungar de Johannes Brahms, dans slav de Antonin Dvorak și un vals de Johannes Strauss, fiul. Audiție plăcută! Thank you.
Până se așează corul, până intră corul și urmează următoarea parte a concertului nostru extraordinar, simfonico-vocal, dați-mi voie să invit în scenă motivația acestui extraordinar concert și anume olimpicii noștri, acești copii minunați, însoțiți de profesorii care au susținut și care au muncit pentru aceste rezultate. Vă rog să vină aici, în dreapta mea, la scenă, pentru că aș dori să-i vedeți, să-i aplaudați și să-i susțineți, exact cum colegii mei din club, membrii clubului, au hotărât că această excelență trebuie încurajată, susținută și mai ales premiată. Iar cu ajutorul vostru, pentru că sunt copiii noștri, sunt copiii voștri și pentru că noi, clubul, suntem o extensie acestei comunități, vă rog să-i aplaudați pentru că merită din toată inima pentru eforturile care le-au depus. Lângă mine am să-l invit în scenă să mă ajute pe vicepreședintele clubului, doctorul Hage Musa Joseph. Joseph, cum îi spunem noi. Mai avem un vicepreședinte, Mihăiță Panțăru, dar vreau să vă spun că toți membrii clubului, pe care la sfârșitul premierii am să-i rog să se ridice în picioare și să vă aplaude pe voi, toate eforturile lor trebuie la fel aplaudate. Vă rog, copiii și profesorii, dacă veniți aici, ca să începem festivitatea de premiere, să dureze foarte, foarte puțin, pentru că vrem să audiem în continuare acest concert minunat. O să începem cu elevul sâmbotin Vlad Gabriel de la Liceul Mihail Gogălnicianu, profesor Romașcu Gianina. Vreau să vă spun că a luat medalie de argint la Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene, care a avut loc în Austria. Este unul din cele mai remarcabile rezultate care au fost luate pe plan școlar în municipiul nostru. Și la urmă am să vă povestesc că media județului Vaslui a fost de 9,41, locul întâi pe țară, în condițiile în care echipajul României s-a clasat pe loc întâi la Olimpiada Internațională la Tokyo în anul 2012-2013. Iar în anul școlar 2013-2014, țara noastră a ocupat poziția a treia mondială, după Australia și Singapore, respectiv locul întâi în Europa. Poziția fruntașă, locul întâi din acest an, îi revine echipajului de elevi a județului Vaslui și în acest context face cu atât mai important această performanță fără precedent. Vă rog să-i aplaudați! Am să continui cu premierea la fel de repede. Aș dori să vă spun că aceste premii întâi sunt două. Ele sunt în cuantum de 1000 de lei. Al doilea premiu întâi este tot pentru un olimpic la geografie, Șorea Ionuț, profesor Vasiliu Lenuța, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga de la Negrești. Vă rog să-l aplaudați. Vă spuneam că la geografie, rezultatul este cu atât mai remarcabil, cu cât este o premieră în județul Vaslui. Aș vrea să invit în scenă tot premiul 2 pe elevul Popa Andrei, medaliat cu aur la informatică, elev calificat în lotul național, profesor Nicu Vlad, Liceul Mihail Gogălnicianu. Vă rog să-l aplaudați, sunt niște rezultate extraordinare. Vreau să vă spun că sunt emoționat pentru că văd acești copii
cu rezultatele lor. Gândiți-vă ce efort a fost din partea lor și din partea profesorilor. Merită orice efort și din partea noastră a comunității să-i aplaudăm și să-i încurajăm. Premiul 3. Voiam să vă spun că premiile 2 sunt în quantum de 800 de lei. Premiul 3, la care avem 4 premii, se conferă elevei Popa Raluca Laura, olimpică la italiană, profesor Figiuc Mirela, liceu Mihail Gogălnicianu Vaslui. Da. Nu, da, un loc cu 2. Și iertați-mă, am sărit un loc cu 2, elevul Dragoslav Elisei, olimpic la religie, profesor Benchea Radu, liceu Ștefan Procopiu Vaslui. Premiul 3, vă rog, este eleva Filip Liliana, olimpică la spaniolă, profesor Tofan Gabriela, liceu Mihail Gogălnicianu Vaslui. Și tot premiul 3, Dragomirescu Monica, olimpică la spaniolă, profesor Tofan Gabriela, liceu Mihail Gogălnicianu. Și Marica Sabina, olimpică la religie, profesor Benchea Carolina, liceu Mihail Gogălnicianu Vaslui. Aceștia sunt olimpicii noștri. Aceștia sunt copiii care, pe care trebuie să-i susținem, să-i aplaudăm și să-i felicităm pentru rezultatele extraordinare obținute. Și atât, că domnul vicepreședinte a nostru împarte aceste premii și în bani și în diplome de excelență. Aplaudați-o, uitați ce copii minunați avem. Aș vrea cu acest prilej, până când încă nu s-a așezat corul Gavril Muzicescu, să-mi permiteți, dragi prieteni, dragi oaspeți, dragi invitați, să confer o diplomă de onoare pentru un membru de onoare al Clubului Rotary Vaslui, în persoana profesorului universitar dr. Bujor Prelipcean, care trebuie și în fața voastră să fie aplaudat, admirat și mulțumiri pentru tot efortul care l-a făcut pentru comunitatea noastră a Vasluiului. În numele Clubului Vaslui și al vostru personal, vă rog să-mi permiteți să-i confer această diplomă de excelență, de membru de onoare al Clubului Rotary, însoțit de acest fanion al Clubului reprezentat. Onorat auditoriu, această diplomă de excelență, de fapt, este a instituției pe care o reprezint, Filarmonica Moldova din Iași, căreia i-am dedicat peste două decenii de activitate și care, pe lângă această diplomă care ne onorează în mod deosebit, pe data de 25 martie, a primit și în alta distincție din partea Casei Regale a României, Crucea Casei Regale. Sunt câteva, vă mulțumesc foarte mult, sunt câteva aprecieri care ne emoționează, care ne bucură și care ne fac să mergem pe acest drum mai departe. Este de fapt un drum care l-am pus și noi în slujba comunității și mulțumesc colegilor și prietenilor de aici, din Vaslui și de altfel de pretutindeni pentru tot ceea ce pentru toate omagiile aduse acestui minunat colectiv artistic, mă refer la Filarmonica în întregul ei, Orchestra Sinfonică, Corul Gavril Muzicescu și Quartetul Ad Libitum. Sunt trei formații cu care mă mândresc, ne mândrim și care, cred eu, la momentul acesta sunt un punct de referință maximă în România. Și le mulțumesc tuturor pentru abnegația cu care muncesc, pentru disciplina și pentru
dăruirea cu care fac această minunată meserie în slujba noastră, a voastră și a bunului Dumnezeu care îi binecuvântează. Vă mulțumesc! Și pentru că nu am terminat încă, aș vrea să adaug la această laudatio, la această recunoaștere a meritelor pentru cel fără de care această acțiune nu ar fi avut loc. El este și sunt în asentimentul vostru să conferim diploma de onoare a Clubului Rotary, prietenului nostru, primarul orașului Vaslui, inginerul Vasile Pavel. Mulțumesc mult pentru această diplomă. Sigur că ea este dedicată nu mie, ci colegilor mei, Consiliul Local și de ce nu dumneavoastră. Vă mulțumesc și sunt alături de Vaslui și de vasluieni. Mulțumesc mult! Iar acum, înainte să părăsesc scena, aș vrea să rog colegii mei din club să-i cunoașteți. Colegii mei rotarian, să ridice în picioare, care mai sunt, și împreună să vă aplaude pe voi pentru tot efortul care l-ați făcut să veniți aici la această minunată acțiune. Vă mulțumim din toată inima și vă aplaudăm! Propunem în continuare un periplu prin istoria operei romantice. Prin intermediul unora dintre cele mai frumoase și spectaculoase numere, corale sau orchestrale, scrise de Carl Maria von Weber, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti sau Charles Gounod. Începem cu celebrul cor al vânătorilor, din opera Freischütz a compozitorului german Carl Maria von Weber. Această operă avea să-i aducă un succes instantaneu, fiind aplaudată în picioare, minute în șir, la premiera berlineză din 1821. Weber devine instantaneu eroul zilei, compozitorul național al Germaniei. Din Germania ajungem apoi în Italia. Numele lui Giuseppe Verdi este cunoscut în întreaga lume prin muzica operelor sale, prin identificarea cu spiritul poporului italian, pe care l-a slujit, din care s-a inspirat și pe care l-a ilustrat timp de peste 60 de ani. Astăzi vom asculta din creația sa uvertura la opera Nabucco și corul din introducerea al aceleiași opere, cântecul țiganilor din Trubadurul, iar din La Traviata sau Curtezana, operă după piesa de teatru Dama cu Camelii a lui Alexandre Dumas fiul, preludiul la actul întâi. Vă propunem apoi spre ascultare corul servitorilor dintr-o capodoperă a bel canto-ului italian Don Pasquale. Exuberanta farsă a lui Donizetti prezintă încercările lipsite de șansă ale bătrânului burlac Don Pasquale de a-și găsi o soție. În încheiere, veți asculta un alt cor al soldaților din opera Faust, a compozitorului francez Charles Gounod. Dramatismul și elementele oculte și stranii au făcut din această operă un succes imediat, încă de la premieră. Alături de orchestra simfonică, a urcat pe scenă corul academic Gavril Muzicescu al Filarmonicii Moldova Iași. Bagheta dirijorală a corului aparține maestrului Doru Morariu. Seara muzicală e dirijată de maestrul Tiberiu Soare. Stimați auditori, vă mulțumesc pentru atenție și închei adresând un cald gând de mulțumire celor care ne găzduiesc în această seară. Audiție plăcută!
Thank you.
grande de la Jalal. Vinito in caso, e vola scene. Comincia presto, cantate un po'. Vince il marito, è stato bene. Vince la sposa, son figlio buon. Vinito sposa. Shame, please.